Pentru că suntem îndrăgostiți de Grecia, iubim marea, oamenii și mâncarea de acolo, am decis că astăzi să gătesc faimosul gyros. Pentru gyros aveți nevoie de faimoasa pita grecească, carnea de gătită într-un anumit fel, câteva legume de genul roșii, ceapă roșie și castravete și, bineînțeles, de faimosul tzatziki. Să le luăm pe rând și să începem cu pita. Aveți nevoie de 500 de grame de făină, o linguriță de zahăr, 18 grame drojdie proaspătă sau aproximativ un pachetel mic, 20 de ml ulei de măsline, eu l-am adus special din Tasos, 250 de ml apă și 4 lingurițe ulei de măsline pentru prăjit. Să nu vă mai spun de condimente, folosesc de obicei coriandru. Se prepară astfel, într-un bol amestecăm zahărul, drojdia și cele 200 de grame de făină plus apa călduță. Și amestecăm până se omogenizează. Lăsăm 15 minute să se activeze drojdia și să crească. Mai apoi adăugăm uleiul de măsline și restul de făină, omogenizăm și frământăm circa 4-5 minute și apoi lăsăm 30 de minute la crescut. După acest timp se ia aluatul și se împarte în 6 părți egale, se fac biluțe și se întind, se coc pe tigaie câte 2 minute pe fiecare parte. Sunt absolut delicioase și le gătesc destul de des. Să trecem la carnea de pui. Eu am folosit piept, dar din câte știu se folosește mai bine carnea de pe pulpe, din cauza faptului că nu se usucă așa de repede. Carnea de la 2 piepturi mari sau 3-4 pulpe dezosate se taie fâșii, se pune la marinat cu zeama de la o jumătate de lămâie, o lingură de oțet de vin, roșu, condimente, gen coriandru, o să vedeți că eu am niște condimente aduse special din Grecia, sare, ceapă roșie, o jumătate tocată bine și 2 lingurițe de boia dulce și 3 linguri de ulei de măsline. Cu cât lăsați mai mult carnea la marinat, cu atât aceasta va fi mai gustoasă. Eu astăzi am lăsat-o aproximativ o oră. Ca și garnitură la gyros, puteți face clasicii cartofi prăjiți. Și ultimul, dar nu cel din urmă, vestitul sos tzatziki. Se ia un castravete mare, se curăță de piele, se dă pe răzătoarea mare și se lasă ceea ce s-a ras circa 10 minute cu sare. În timpul acesta se curăță 2-3 căței de usturoi, se presează, se amestecă cu 2 linguri de ulei de măsline și o linguriță de oțet de vin alb. Am scurs apa din castravete, l-am adăugat la un iaurt grecesc, eu îl folosesc pe cel de la Lidl, circa 200 de grame, o legătură de mărar tocat bine, amestecul de usturoi și iată și bunătatea de sos tzatziki. De multe ori, noi mâncăm doar pita cu tzatziki și ne amintim cu drag de Grecia. Poftă bună!